Noua legislație a intrat în vigoare pe data de 9 iulie. Aceasta prevede posibilitatea ca distribuitorii locali de energie să preia energia furnizată de micii producători, urmând ca ANRE să stabilească prețul. Totuși, această versiune a legii numărul 220 este însă în unele locuri contradictorie și conține și o exprimare neclară. Deși investitorii din domeniu așteaptă de mai bine de 2 ani această lege, prevederile ei vor fi aplicate abia spre sfârșitul anului. Și asta pentru că se așteaptă elaborarea legislației secundare și avizul Comisiei Europene.